salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă partidă de pescuit. Astăzi am revenit pe lacul Scorțeni, unde o să pescuiesc doar la crab. Vremea pare să fie mai bună astăzi. O să instalez culele și ne revedem. Canadă o să folosesc ceva de la fabrica de nadă cu aromă de mire. Niște pelete. Porumb dulce. Și niște aditivi de la benzar. Facem și prima lansare. Am reușit să mă instalez. Lanseta aici, una aici, am aruncat niște nadă, acum așteptăm.
când am pescuit la plută nu a fost așa fără vânt. Astăzi e super. Avem și prima trăsătură. A slăbit firul către mal. Cea mai urâtă trăsătură. Când slăbești firul și vine către mal. Nu am așteptat jumătate de oră și am prima trăsătură. Iar l-a slăbit. Are tendința să vină către mal. Hai de lucra. Cred că este ceva mai mic după trăsătură. Este, avem primul peste. Nu este foarte mare. Avem un ten frumos.
Ia uitați ce frumos e. Facem și o eliberare. Vă salută domnul Ten. Am terminat bine și avem și a doua trăsătură. La a doua lansetă. Facem loc. Hai băiat. Se mai gândește. Hai băiat. Nu știu dacă are și ten mare balta. Dacă vine unul mai mare, facem spectacol.
Am și al doilea pește. Ceva mai mic, cred că un caraf. Da. Uitați ce caras frumos. Da, se pare că m-am supărat carasul. Crapul nu prea este activ. Am pregătit niște săculeți solubili cu niște boilisuri și porumb. O să-i arunc următoarea dată. Mi-are și trăsătură. Hai băiat.
facem și primul ciortan. Cam târziu a venit. S-a scăpat. Prieteni, închei partida de pescuit. Din păcate, astăzi a reușit să scot la poză doar un ten, azi dimineață în jur de 1 kg. Un ciortan l-am pierdut la mal. Nu prea a vrut să mănânce, apa este puțin tulbure. Nu mereu prins pește când ești la pescuit. Dacă ești nou pe acest canal, nu uita să te abonezi, să dai un like. Și până la următoarea partidă îți doresc fir întins.